Mai există o întrebare care circulă în spațiul public, dacă este bine să ne vaccinăm la rapel cu un alt vaccin decât cel cu care ne-am vaccinat inițial. A fost și un caz discutat săptămâna trecută. E bine, e recomandat să ne vaccinăm cu un alt vaccin la rapel? Acum, medicina este o știință bazată pe dovezi și atunci vaccinurile pe care le avem în momentul de față, acestea sunt sigure și eficiente, spuneam, tocmai pe baza analizei și a rezultatelor pe care le furnizează companiile producătoare în urma studiilor clinice. Deci cum ajunge un vaccin să fie autorizat? Se desfășoară studii clinice, despre care știm că s-au desfășurat anul trecut, și se urmăresc câteva rezultate. Iar dacă aceste rezultate, practic, au un efect medical științific, atunci acest grup de experți de la nivelul Agenției Europene a Medicamentului dă o recomandare pozitivă către Comisia Europeană, care emite o autorizație condiționată de punere pe piață. Pentru toate vaccinurile existente în momentul de față, există și o schemă terapeutică, adică cum se administrează respectivele vaccinuri, tocmai ca să-și atingă profilul de siguranță și eficacitate pe care îl cunoaștem și care a fost menționat încă de la bun început. Și atunci vedem că pentru fiecare vaccin în parte avem, pentru cele trei deja existente, două doze, la intervale diferite de timp, pentru că așa s-a constatat din punct de vedere medical științific că sunt administrate în cel mai eficient mod cu putință. 21 de zile pentru Pfizer-BioNTech, 28 de zile pentru Moderna și 8 săptămâni în intervalul de 4-12 săptămâni, 8 săptămâni pentru AstraZeneca. Johnson & Johnson, o singură doză. Bun. Acum, pentru această situație în care s-a întâmplat și tocmai din spiritul transparenței totale, au fost două cazuri în România în care s-a administrat o doză de vaccin la rapel diferită față de prima doză. Evident că nu este o problemă medicală, nu se va întâmpla și nu ne așteptăm ca persoana respectivă să aibă o problemă medicală. Din potrivă, ne așteptăm ca impactul medical asupra și generarea unui răspuns imun să fie similar cu a unei persoane care a făcut și rapelul cu aceeași doză, practic cum a făcut toată lumea. Deci au fost două greșeli. Au fost două situații care s-au întâmplat la nivelul centrului de vaccinare. Sigur că acest lucru este regretabil și nu trebuie să se întâmple așa ceva. Dar vreau să-i asigur inclusiv pe cei în cauză, dar pe oricine ne privește și oricine dorește să se vaccineze, că o astfel de situație nu este o chestiune medicală. Nici într-un caz nu este recomandat, dar dacă ele sunt eficiente sau dacă cineva ar lua în calcul să facă un astfel de gest, în primul rând că nu avem această recomandare, nu se poate să te duci la rapel și să selectezi un alt tip de vaccin pentru chestii, pentru rapel, dar nici nu există dovezi științifice că ar fi util un astfel de demers. Mai mult decât atât, trebuie să existe un motiv pentru care cineva și-ar pune problema în acest fel. Deci nu există vreun motiv real. Dacă ai avut un mic disconfort sau fie la nivel local, fie o stare generală mai proastă, câteva ore, zi, două, la rapel și poate acest lucru îți dă de gândit sau te îngrijorează pentru efectuarea rapelului, trebuie să ținem cont întotdeauna de avantajele cu care vine vaccinarea. Avantajele sunt evidente pentru oricine mai de față. Ne protejează de dezvoltarea bolii COVID-19, numai pe noi și pe cei din jurul nostru, practic. Și numai împreună, dacă ne vaccinăm și atingem acest procent de 60-70%, putem, practic, să închidem pandemia și când atingi un procent atât de mare, nu mai ai nevoie de măsuri sociale, măsuri pe care acum le vedem că sunt în creștere, care aceste măsuri, sigur, ele au termenul popularizat și a devenit acela de restricții. Însă, până la urmă, trebuie să ne amintim că aceste măsuri, practic, au rolul de a rupe lanțul de transmitere virală de la o persoană la alta, purtând mască, păstrând o distanță fizică, astfel încât să-i protejăm pe cei care nu s-au infectat. Aceste măsuri sunt esențiale pentru că sunt singurele care au eficiență în lipsa unei imunizări colective care să oprească transmiterea virusului.